Există iadul cu adevărat sau ceea ce afirm eu în mesajele mele video nu are suport biblic? Iată așa o întrebare, la drept vorbim nu întrebare, așa un comentariu am primit care scrie așa: oricât ați încercat să demonstrați că iadul există, nu puteți mai mult, contraziceți Biblia, conform cu Ezechiel, capitolul 18, versetul 4 și apoi versetul 20. Iazul de foc înseamnă moartea a doua, nu iadul. Bine, haideți să deschidem Ezechiel, capitolul 18. Vă rog să deschideți împreună cu mine. Dacă nu aveți Biblia, atunci vă rog să puneți pe pauză și mergeți, luați Biblia, luați un caietel, luați un pix. Și vă încurajez, ori de câte ori ascultați un video de-al meu, să aveți Biblia cu dumneavoastră, să aveți un caietel, să vă luați notițe, așa și înțelegeți mai bine, puteți verifica, ori când nu înțelegeți ceva, puneți pe pauză, verificați, citiți dumneavoastră singuri textele. Și vă îndemn să faceți așa nu numai cu video ale mele, dar absolut cu orice informație, orice mesaj, orice predic, ori de câte ori vă predică cineva, neapărat verificați contextul versetelor din Biblie. Verificați dacă vă sunt citite versetele din Biblie așa cum sunt ele scrise, apoi verificați contextul ca să nu fiți cumva duși în eroare, pentru că sunt oameni care strică cuvântul lui Dumnezeu, care scot versetele din contextul lor și pentru a-și afirma lucruri care sunt contrare Sfintelor Scripturi. Bine, deci vă rog să deschideți cartea prorocului Ezechiel, capitolul 18. Și iată aici de la versetul 1, ca să vedem lucrurile în context, citim de la versetul 1 și spune așa: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Poate nu știți ce înseamnă aguridă. Aguridă înseamnă struguri necopți, struguri verzi. Și iată, noi nu mâncam în copilărie, dar mi-am amintesc că eram o dată în Turcia și am văzut cum copilașii mâncau aguridă. Noi mâncam aprecoase, zarzări și așa mai departe, astea verzi, prune verzi, astea mâncam, dar struguri verzi nu mâncam. Ei, iată, dacă îi mănânci, ei sunt foarte acri, unii chiar îi folosesc în loc de borș acru de ăsta, care îl pui în borș, când faci borș sau, eu nu știu, zamă, tot spune și zamă, da? Apoi, iată, dacă mănânci agurida asta, atunci se străpezesc dinții. Zice, pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta? Și în poporul Israel erau zicătoare. Ziceau, părinții au mâncat aguride și copiilor li s-au strepezit dinții. Adică să arate că copiii suferă pentru problemele pe care le-au creat părinții. Și asta, da, așa este. Așa este. Dumnezeu spune că părinții ori lasă binecuvântări copiilor, ori lasă probleme mari copiilor lor. Și iată, în Israel îi spuneau, zicătoarea asta, ea funcționează. Dar Dumnezeu zice, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Deci iată așa spune, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Acum versetul 20 zice următorul lucru, tot în același capitol. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, îi se vor uita, el va trăi din pricina neprihănirii prin care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de la căile lui și să trăiască. Și acum, deci persoana care îmi scrie vrea să arate cu versetele acestea că nu există iadul. Eu nu știu cum și de unde luați dumneavoastră, pentru că am citit și versetul 4, și versetul 20 și tot ce afirmă aici că sufletul care păcătuiește va muri. Acum, eu nu prea bine înțelegeam doctrina asta, nu știam. Iată, am fost invitat la radio a
adventist în Republica Moldova și acolo am discutat despre înviere, dar cu pastorul care, pastor adventist, care m-am participat împreună în emisiune, am pornit să discutăm și subiectul ăsta a sufletului și doar l-am pornit, dar tare vreau să reluăm dezbaterea asta mai departe și sper că vom ajunge să, să o discutăm. Dar iată, acolo am înțeles și eu. Am înțeles cum, care este doctrina cu privire la, la suflet. Deci, adventiștii cred că sufletul există numai atât timp cât el este în trup. În afara trupului, sufletul nu există. Deci, conform învățăturii adventiste, dacă am înțeles eu drept din discuția aceea noastră toată, dacă nu mă corectați dumneavoastră aici la comentarii, în caz că mă ascultă cineva din adventiști, deci eu am înțeles că, conform învățăturii adventiste, doctrinii adventiste, sufletul este viu, el există doar atât timp cât el este într-un trup. Din moment ce trupul omului moare, sufletul pleacă în neexistență, ca apoi la înviere, când va primi un trup nou, să iargă nou sufletul să învie, dar din moment ce nu mai este trup, sufletul din nou pleacă în neexistență și că nu există pedeapsa cu iadul. Doar cei care vor avea viață veșnică, ei vor trăi în împărăția lui Dumnezeu, asta există, dar nu mai există. Deci, cu alte cuvinte, sufletul este anihilat. Și așa cum n-a existat sufletul până la conceperea unui om, așa, după ce el moare, sufletul nu va mai exista. Eu nu găsesc suport biblic pentru învățătura aceasta, pentru că Biblia clar și foarte tranșant, clar vorbește despre aceea, că sufletul este veșnic și despre aceea că suferințele în iad sunt veșnice. Hai, vă invit acum să deschideți împreună cu mine la Apocalipsa, capitolul 20. Și, apropo, și cu privire la iad, vedeți că Biblia vorbește clar despre câteva locuri. Biblia vorbește despre locuința morților, care în limba ebraică, în limba greacă, limba ebraică este Sheol, în limba greacă este Hades, adică iad, ceea ce a fost tradus în limba noastră română drept iad, deci locuința morților. Noi când zicem în română iad, noi ne referim și la una și la alta și la treilea, însă iată, Biblia vorbește despre lucruri diferite. Vorbește despre locuința morților care se află sub pământ, în adânc, care acum merg acolo sufletele tuturor oamenilor care nu au crezut în Hristos, care au respins Evanghelia, sufletele tuturor oamenilor se află acolo și este un loc de chin, un loc groaznic, descris în Biblie. Dar apoi este un alt loc, deci după ce va fi, da, haideți să citim acum. Iată, capitolul 20 din Apocalipsa descrie judecata cea mare a lui Dumnezeu, la tronul mare și alb al lui Dumnezeu. Și iată, de la versetul 11 spune așa, Ioan, apostolul Ioan spune ce a văzut și el zice, apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și au fost deschise o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Moartea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Iată aici, vedeți, despre locuința morților, care este iadul. Așa, deci s-au înfățișat toți la judecată. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Fiecare din morții aceștia au fost judecați după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Deci gata, vorbește despre un alt loc, iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua, așa cum ați afirmat dumneavoastră. Da. Deci iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Și dumneavoastră vă ziceți, bine, foarte corect. Și acum, din moment ce a fost aruncat acolo în iazul de foc și de pucioasă, toate sufletele au fost nimicite, adică anihilate, gata, sufletele nu mai sunt, nu mai suferă nimeni nimic, s-a terminat. Nu poate un Dumnezeu a iubirii, cum ziceți dumneavoastră, să chinuie pe cineva veșnic. Deschideți, vă rog, cu mine Apocalipsa, capitolul 14. Și iată, în Apocalipsa, capitolul 14, la versetul 9, spune așa, de la versetul 9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, bun, vorbește despre anumite categorii, despre cei care vor trăi în perioada necazului celui mare, 3 ani și jumătate, și care se vor închina fiarei.
Deci dacă se închină cineva fiare și primește semnul ei pe mână, se referă la semnul 666. Zice, ce va fi cu omul acesta? Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Deci asta se referă la iazul de foc și de pucioasă. Și fumul, atenție, versetul 11, și fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor. Și vei zice, păi da, fumul numai, nu ei, n-au ei nimic treabă cu asta, gata, ei au fost nimiciți și fumul chinului lor se suie în vecii vecilor și gata. Nu, deci nu întâmplător este să folosită fraza aceasta. Fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor. Deci este un chin care nu se sfârșește, un fum care nu se consumă, un chin care nu are sfârșit. Vei zice, nu e așa, e numai fumul, nu are nimic cu sufletul lor. Ei bine, atenție! Continuăm versetul 11. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei. Și oricine primește semnul numelui ei. Deci iată, ați văzut ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Deci dacă asta se întâmplă cu cei care au fost în perioada necazului celui mare, asta descrie starea sufletelor care au ajuns acolo, în locuința morților. Deci oamenii care au ajuns în iazul de foc și de pucioasă, deci fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor și ei n-au odihnă nici ziua, nici noaptea, toți acei care ajung acolo. Nu găsesc absolut niciun sprijin, niciun suport pentru ceea ce afirmați dumneavoastră, că iadul este nimicit. Da, iadul, iată, spune că a fost aruncat, locuința morților a fost aruncat acolo în iazul de foc și de pucioasă, dar iazul de foc și de pucioasă este un loc de chin veșnic. Iadul care este acum locuința morților, ăsta este un loc temporar, până la judecata cea mare a lui Dumnezeu. După aceea, toți sunt transferați, toți cei care au fost păcătoși, au respins mântuirea și n-au primit dragostea lui Dumnezeu, ca să fie mântuiți, toți vor fi chinuiți în vecii vecilor acolo. De aceea, dragul meu, nu te înșela, nu te lăsa înșelat de cei care vor să te înșele și vor să te convingă că, uite, sufletul va pleca în neființă. Pentru că asta te încurajează să respingi mântuirea. Asta este o minciună a satanii. Iată, în felul ăsta, satana vrea să încurajeze pe unii oameni să respingă mântuirea, cu gândul că dacă tot nu poate ține piept la patimile veacului acestuia, la beții, la droguri, la fumat, la curvii, la știu eu câte spurcăciuni sunt aici, câte patimi au oamenii, și atunci dacă nu se pot dezlipi din patimile astea, atunci se gândește, mă bucur de ceea ce este, și apoi după aceea sufletul se va duce în neființă și cu asta, cum n-am știut nimic până m-am născut, tot așa nu vom mai ști nimic după ce voi pleca din lumea asta și gata, e tot așa, nu te înșela, nu este așa, așa cum ești foarte conștient acum și cum suferi acum, așa. Dacă respingi Evanghelia, vei îndura chinuri de neimaginat, chinuri de neimaginat. Iată, acum ne întoarcem de la surdut. Și acolo mi s-a întâmplat odată să am, cu mai mulți ani în urmă, s-a pornit o durere. O durere așa, la o ureche. Început o durere nervocesă, cum se numește? Trigemin, da? Trigemin. Și s-a pornit durerea asta, apoi vreau să vă spun că am avut o săptămână sau poate au fost 10 zile, nu știu cât, de o durere din neimaginat. Urmă am aflat că se numește, nu știu cum, boala sinucigașilor, sinuciderii sau ceva așa se numește, pentru că este o durere din neimaginat, durere aceea, că așa mă durea, nu mai rezistam de acum și la un anumit moment venea să mă dau cu capul de podele de tare ce mă durea. Eu îmi spuneau, poate de la dinte, dar eu ziceam, nu de la dinte, că urechea mă doare. Ca în cele din urmă, da, o plombă care nu a fost, nu o plombă, nu mai știu cum se numește, o coroană de asta, da, care nu a fost pusă bine, iată, ea mi-a pricinuit problemele astea. Însă eu săptămâna aceea mă gândeam, păi dar ce înseamnă durerea asta care o am eu? Este nimic pe lângă durerile iadului. Și iată, pe lângă chinurile iadului, ceea ce urmează sunt duri oamenii care merg acolo. Și apoi, când m-am dus până la Timișoara, când nu mai rezistam, m-am dus la Timișoara și nu știau ce să-mi fac la spital și mi-au dat o doză de morfină. Vai, vai, ce ușurare era pentru câteva ore. Că mă gândeam de mi-ar da
un borcan tot să-mi pună să se oprească durerea asta, că așa durere mare era. Dar asta a fost numai pentru câteva ore, iar durerea venea înapoi. Mă gândeam, iată la ce s-a referit atunci bogatul acela când era în locuința morților, zice că dă-i voie lui Lazar să vină măcar umezească buzele măcar să mi le ude acolo, că așa chin mare. Deci pentru el asta ar fi fost o ușurare, o mică ușurare ar fi însemnat ceva. Iată, într-acolo se îndreaptă și acolo se găsesc oamenii care au respins Evanghelia. Deci nu vă lăsați înșelați. Învățătura asta este o învățătură foarte periculoasă. Și chiar dacă ea parcă sună foarte uman, așa bine, nu poate un Dumnezeu a dragostei să facă asta. Un Dumnezeu a dragostei l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca noi să credem în El și să fim mântuiți. Și dacă îl primim pe Dumnezeu ăsta dragostei, dacă primim dragostea Lui, atunci primim Evanghelia. Dacă respingem dragostea Lui, atunci înseamnă că noi singuri ne strângem o comoară de mânie pentru arătarea mâniei și a dreptei judecății a Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți și să alegem mântuirea. Și iată, acum vreau să vă invit, apropo, să studiem Scripturile. Vă invit la Biserica Bunăvestirea, unde se predică Evanghelia. Voi predica și acum, duminică. Și vă invit să studiem Sfintele Scripturi, Cartea Prorocului Daniel. Iar dacă cumva nu ați luat hotărârea să-L urmați pe Domnul Iisus Hristos, atunci vă invit neapărat să vă pocăiți. Și vă invit chiar acum, poate tocmai la asta vă gândeați, din pricina asta ați ascultat și acest mesaj, că vreți să luați o decizie pentru Hristos. Eu vă invit acum să luați decizia aceasta în inimă și să repetați rugăciunea după mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc că mi-ai descoperit Evanghelia. Îți mulțumesc că mi-ai dat viață pe acest pământ, mi-ai dat un suflet veșnic, și vrei să fiu și eu în împărăția ta. Te rog să ierți toate păcatele mele. Te rog să-mi dai Duhul tău cel Sfânt și te rog să mă ajut să trăiesc într-o deplină și totală ascultare de tine. Ajută-mă, Doamne, să urmez învățătura ta sănătoasă ca să intru în împărăția ta. Ferește-mă de învățături rele, ferește-mă de ispitele lumii acestea. Ajută-mă, Doamne, să iubesc cuvântul tău. Și chiar de azi să încep a studia în profunzime Scripturile și să împlinesc tot ceea ce mă înveți Tu. Ajută-mă, Doamne, să fiu un bun creștin, o bună creștină și să intru în împărăția Ta. Ajută-mă să găsesc o biserică bună, unde se dă învățătură sănătoasă. Ajută-mă să găsesc un pastor, un duhovnic bun care să mă călăuzească bine în Sfintele Scripturi, ca să-mi trăiesc viața fericit pe acest pământ și să intru în fericirea veșnică și nicicum să nu ajung la chinurile acestea despre care am aflat. Te rog toate aceste lucruri în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dacă te-ai rugat cu mine rugăciunea aceasta, te rog să-mi trimiți un mesaj ca să ne rugăm și noi pentru tine și dacă ai nevoie de călăuzire, ai nevoie de sfatul nostru, atunci scriem și cu cea mai mare bucurie voi face lucrul acesta. Dacă locuiești în Chișinău, te invit la biserica pe care o păstoresc. Este Biserica Buna Vestire. Suntem pe strada Vasile Alexandrei, 133. Te așteptăm. Dumnezeu să te binecuvânteze. Pace multă!